Masa Marusic am întâlnit-o la orfelinatul din Hincesti, plină de viață și dispoziție bună. Așa. Știți, dacă fetița asta ar avea posibilitatea să miște, ea ar ști, ea și așa este foarte cunoscută, este foarte, foarte sociabilă. Ea intră în contact absolut cu toată lumea. Pentru, ea nu are criteriile astea de subaltern, știți, că iată, ea vorbește cu directoarea, sau cu educatoare, sau cu ministru, sau cu prim-ministru, sau cu președintele țării. Absolut cu toată lumea știe ce să vorbească, când să vorbească și despre ce să vorbească. Chiar au fost și o întâlnire cu prima doamnă, știți, foarte frumos a vorbit Masa. Masa este o fire unică, cred că ca ea nu mai sunt, anume aici la noi, la casa internat. Masa îi place foarte mult să conducă la fel. Ea este un șef tare bun, de echipă la general, ea știe fiecare cu ce trebuie să se ocupe. Tu trebuie să faci curățenie, Alina, tu trebuie să... Adică ea le dirijează pe fiecare în parte. Pe lângă faptul că îi place să împartă sarcini, Masa este și un bun exemplu pentru toți. Ea poate face singură mâncare, poate să spele vesela și să facă ordine. Și încă vreau să vă spun, ea este un lider. Necătând la faptul că ea este în cărucior, ea poate să le pună la punct pe toate. Necătând de vârstă, începând cu dădacă, și terminând cu cele mai mici colegi ai ei. Să le pună și la treabă, și singurică face, așa cum e în căruț. Face, poate să curăț și un cartof, să facă un pateu, să chiar să șteargă masa la baie. E foarte greu să te ridici în mâini și îți faci toate serviciile igienice, însă ea nu se dă la provocații, ea numai decât le face toate singurică. La fel ca toate fetele de la casa de copii, îi place să creeze. Iată așa o floare de mare a reușit să facă astăzi. Cifrele, înmulțirea, împărțirea e ceea ce îi place Masei cel mai mult. Este o fetiță foarte stăruitoare, îi place să pregânteze lecțiile, îndeosebi îi place matematica, să rezolve exerciții multe, să calculeze. Învață bine, învață numai pe bravo și pe 9 și pe 10. Cunoaște bine computerul, caută răspunsuri la diferite întrebări care o interesează. Muzica.
prietenoasă și găsește limbă comună cu absolut orice persoană. Și tot timpul găsește, știți, are un plus extraordinar de mare. Ea foarte bine observă fiecare cum lucrează, ce face și poate sunt și minusuri, însă ea vede care este plusul fiecărui om și niciodată nu întârzie cu faptul să-ți facă un compliment. Uite, azi arătați așa de bine. Uite, dumneavoastră i-ați vorbit așa de frumos. Uite, nouă ne-a fost așa de bine datorită dumneavoastră și așa mai departe. Stai, Mașa. Și pentru că televiziunea Gurenel TV și-a propus să îndeplinească măcar un vis a eroului rubricii noastre, să vedem ce a ieșit. Am înțeles că Mașei îi place ursul pe care l-am găsit la circ. Cum a fost la circ și ce a văzut Mașa acolo, vedeți materialul ce urmează.
Da, mi-a plăcut. Mi-a plăcut gimnasticul și cățelușii mi-a plăcut. Foarte mult. M-am distrat de minune. Mie îmi place Mașa și Urs. Și eu astăzi l-am întâlnit pe ursul meu, lui Mașa. Și mi-a plăcut foarte mult circul. Și eu vă doresc, vreau să vă spun mulțumesc lui doamna Olea și lui doamna Suzana O'Connell.